Primăria Municipiului Călăraș anunță că în perioada 21-23 aprilie se vor efectua activități de combatere a căpușelor prin tratament terestru pe spațiile verzi ale Municipiului Călăraș. Tratamentul se va efectua în intervalul orar 22-6 dimineața, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei, fapt ce va fi comunicat ulterior. Substanțele active folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide. Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.